vedeți dumneavoastră reacția României, autorităților române, în ceea ce se întâmplă zilele acestea în Transnistria? De. Ministrul de Externe, spre exemplu, vă întreb și pentru că Ministrul de Externe, spre exemplu, a reacționat aseară. Dați seama că există o atenție deosebită pe care noi o acordăm Moldovei și suntem alături de ei tot timpul. Suntem extrem de circumspecti și nu ne dorim a discuta sau a lansa ipoteze astfel încât să escaladăm oarecum conflictul. Ne așteptăm să se liniștească și să nu mai primim, primim vești proaste din partea aia, a Moldovei. Sper curând lucrurile să intre într-un făgaș normal, cu toate că atunci când vorbim despre Transnistria, despre Moldova, trebuie să vorbim cu mare atenție pentru că ei mai au o zonă. Un fel de autonomie, Găgăuzia. Adică, Moldova este deja un stat cu multe probleme și trebuie găsită o soluție pașnică și pacifistă, astfel încât să nu sufere și poporul moldovean și chiar nici cei care trăiesc în Transnistria. Aveți se pare uh, promptă reacția României? Bineînțeles că România este extrem de promptă în ceea ce privește Moldova și nu reacționează la un impuls, pentru că diplomația în aceste zile și în contextul internațional este extrem de delicată. A fost și ministrul de externe împreună cu premierul și cu domnul Ciolacu la Kiev pentru a arăta solidaritatea și a discuta cu Zelinski și toți cei de acolo. Da, a fost o reacție promptă, bună, dar, repet, extrem de circumspectă pentru că nu încercăm în niciun fel să inflamăm sau să uh, tulburăm mai rău apele decât sunt acum.